sau în rolul pe care îl jucam, deci era amețit după seara de poliții și polițiștii îi spun curaj. Și apropo, și vouă, curaj, ca să ajungeți în sală. Gata, am făcut acest moment. V-am zis despre dorința mea la un moment dat în viață să mă faci actor. Am ieșuat. Da. Am chiar ca și actor amator am avut ocazia să joc împreună cu actorii mărici, așa, am jucat într-o piesă. Doamna Cătălina Buzoianu, dacă am mare regizoare, am jucat un rol, bine, aveam 15-16 ani când am jucat, nu era un rol pe care aș putea să-l menționez aici, zic, orice era rolul, era un băiat care alerga acolo cu un snap, știi? A fost o experiență extrem de interesantă, care mi-a adus cu Z. Ok. Am omis să vă spun că unul dintre partenerii noștri este de asemenea M-Ready. Și M-Ready dezvoltă aplicații pentru telefoane, pentru platforme mobile. O echipă foarte interesantă și în cazul în care sunteți interesați de zona asta, de dezvoltare de aplicații mobile, îi recomand cu mare căldură. De asemenea, mulțumesc IQS, Traffic.ro, Comunicare de Presă, Web Digital, Două Parale, SEO Monitor, Orașul meu, Statubec, Găzduire.ro, Agile Media și Binescu.ro. Pentru curajul de care ai dat dovadă în a-l întreba pe Maikovski, ceea ce e o chestie extraordinară, să acordăm din partea Binescu.ro o sticlă de vin pentru tine. Fericite! Andreea, te rog că... Felicitări. Deci asta a venit nici să un curaj să-l întrebăm de ceva. Cred că nu e nevoie de nicio explicație suplimentară. Cred că toată lumea e consens cu mine în sensul ăsta, știi? Aia mi-a plăcut aia cu... cum ai zis? Ingătării? Cu... Finger printing, da. Ok. Și respectiv, Impact Hub, mulțumim mult pentru că ne-au... și ne susțin. În regulă, următoarea invitată, Cristi Alexandra,